Stăteam într-o zi pe YouTube și mă gândeam: hei, eu n-am mai făcut un prank de foarte, foarte mult timp. Așa că m-am pus pe treabă și m-am gândit cui aș putea să-i fac un prank și ce fel de prank aș putea să fac. Și după mi-a venit ideea: o să-i fac cel mai bombă prank din istorie Andrei Bostănică. Cum o să fac cel mai tare prank de până acum? Ei bine, hai să vă explic. Urmează să mă duc la filmările videoclipului noii noastre piese, a mea și a Andrei, Ratata, care se va lansa pe data de 18 noiembrie la ora 1 pe canalul meu de YouTube. Nu trebuie să ratați chestia asta. Iar în timpul filmărilor, când Andreea se va aștepta cel mai puțin să primească un prank din partea mea, se va întâmpla nebunia asta. O să sun unul dintre prietenii mei cu care fac sală, un prieten pe care Andreea nu l-ar recunoaște niciodată, care să arate și așa mai fioros, mai șaflată, mai hamau. O persoană care să-ți inspire frică, teamă. El o să joace rolul fanului care o să vină la Andreea și o să-i ceară o poză în timp ce eu sunt cu ea. După ce o să facă poza, o să mai dea 2-3 replici, o să mai vorbească cu ea, după care o să acționeze și o să-i ceară numărul de telefon și bineînțeles că Andreea probabil nu îl va da. O să intervin și eu oricum, după care îl voi întreba pe prietenul meu de ce vrea numărul de telefon, dacă cumva o place, o să încerc să-l trag de limbă și să-l provoc din ce în ce în ce mai tare, până la momentul în care o să începem să ne îmbrâncim în fața ei și cine știe să ne luăm chiar și la bătaie. Toate lucrurile astea se vor întâmpla în fața Andrei și nu știu cum sunteți voi, dar eu sincer nu mă pot de curiozitate, fraților. Sper să-mi iasă prank-ul, sper să avem timp să facem prank-ul, pentru că la filmări suntem foarte pe grabă, e foarte multă muncă la mijloc. De asta aș aprecia din tot sufletul dacă ați fi alături de noi pe data de 18 noiembrie la ora 1 la lansarea noii noastre piese Ratata. Până atunci, eu vă las cu prank-ul, Doamne ajută! 3, 2, 1 și... Guys, suntem în mijlocul filmărilor, tocmai ce am avut o pauză de masă, am ajuns la a doua locație, trebuie să ne schimbăm de hainele astea în următorul outfit, o să filmăm și cu mașina, cu Rolls Royce și cu toate astea, dar înainte de toate vreau să-i facem Andrei un super mega prank. Nu știu dacă o să-mi reușească chestia asta. Chestia asta o să o punem doar dacă chiar mi-a reușit prank-ul. Ceea ce vreau eu să fac chiar e o nebunie, chiar nu știe și reacția ei o să fie autentică. O să sun un bun prieten de-al meu care e tatuat, mușchiulos, arată ca un pui de interlop, zice să fiu și pun la cap. Noi suntem acum la restaurant. În fața restaurantului e un loc unde poate să-și lase mașina. O să-l sun să vină și după ce terminăm noi filmările, când o să ieșim și o să ne ducem spre mașină pentru următoarea locație, o să vreau să o abordeze pe Andreea, să vină la ea să zică: bună, Andreea Bostănică, hai să facem o poză. Iar după poză o să-i spun să se dea un pic la ea, să zică: mama, Andreea, dar ce frumoasă ești, chestii. Moment în care eu o să intervin. O să intervin atât de tare încât o să ne luăm la ceartă și mai târziu o să ne și batem. Toate lucrurile astea întâmplându-se în fața Andrei. Chiar vreau să văd ce reacție o să aibă Andreea. Sper să mă reușească prank-ul ăsta, pentru că e un prank care mi se pare cel mai tare prank. Așa că haideți să sunăm. Sper să mai îmi și răspundă. Eu am vorbit cu el azi pe zi că aș vrea să fac chestia asta, dar dacă nu mă răspund efectiv, m-a terminat efectiv. Între timp, prietenul meu mi-a răspuns la telefon, am pus tot planul bine la punct cu el, am vorbit fiecare detaliu în parte, în așa fel încât să o speriem pe Andreea tare, tare rău de tot. Am vorbit la telefon, totul e setat, o să mergem să filmăm piesa. Vă dau și un mic sneak peek din piesă, chiar refrenul pe care o să-l postăm și pe TikTok și vă ajuta să faceți cât mai multe TikTok-uri, după care vine prank-ul. Vorbesc încet pentru că Andreea este la 10 metri de noi, efectiv. De la restaurant, i-am spus Andrei că vreau să tragem un cadru în care vă spunem vouă cum ne-am simțit la restaurant, cum au decurs filmările până acum și cum credem noi că o să iasă videoclipul. Moment în care acționăm cu prank-ul. Tocmai ce am terminat de filmat toate cadrele pe care le aveam de filmat, Doamne, la restaurant. Doamne, dar numai tu vorbești, guys, nu tu, dar mai lasă-mă și pe mine să vorbesc, Doamne. Acum mergem la Rolls Royce. Uite, iarăși, am terminat să filmăm acum, ca de obicei Antonio vorbește mult, nu lasă pe altcineva să vorbească. Am terminat, v-am lăsat și câteva cadre adinea, oricum am filmat acele scene. Foarte bine, n-a vrut să mă pupă Andreea, din păcate. Deci, ai băut ceva vin în bahar? Nu, că eu conduc. Eu am băut puțin pentru câteva cadre. Ai băut? Doamne! Haideți să mergem la următoarea locație să vedem ce o să se întâmple și să vedem ce mai facem. Le-ai zis deja cu ce mașină filmăm? Da, le-am zis. Rolls Royce. O să
filmăm cu un Rolls Royce și e foarte mișto. Și casa de la Snagov, sincer, o să vă dea pe spate. Sincer, o să vă dea pe spate rău, 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 rău de tot. Gata, ai filmat? Uite, fanii, fanii fac poze, dăm telefon. Vrei la camera asta? Sau cu telefonul de la mișto. O poză la mișto. Așa, gata, mișto, așa. Amau. Am făcut și... Uitați-vă la mine, mă. M-am făcut și fotograf. Mi-ai luat și locul? Am făcut și ți-am luat și locul. Gata. Amau. Mulțumesc, suflet. Andreea primește avansuri. Da, nu dăm numărul, nu dăm numărul de telefon cu asta. Adică nu, e o chestie de noastră pe care nu. Adică nu dăm numărul de telefon cu asta. De ce? Că nu dăm, efectiv. De ce? Păi nu dăm știință. Cum adică? Puteți să scrieți pe Instagram. Aveți un pic mai mare decât i-a zis eu să fiu, adică chiar... Poate vreau să scot un suc de granjer. La un suc? Deja? 15 ani. Hai, mă rog, vă 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 rog, ce se întâmplă? Veniți aici, vă rog, vă rog, terminați, vă rog, frumos! A fost un prank! Bine! Bine! Uită-te la ea! Uită-te la ea! Du-te de aici, pe bune! Bă, dacă m-ați vorbit, oameni! Bă, nu pot să cred că te mirai vizita asta, doamne! Sunt mai cealaltă de Jonjo cu care fac sală mereu și Andreea care... Toată ziua în secret am muncit, efectiv, tu când stăteai cu mine în mașină, eu dădeam mesaje ca să fac prank-ul ăsta. Când a venit John, tremuram de emoții, nu știam cum... ce să mai vorbim, când am văzut că se bâlbâie, am zis, aole, o să pice tot prank-ul ăsta. A jucat foarte bine. Când a zis, Deci când a zis Andreea? Ce? Vreau să fie mai... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Să mor de 100 de ori. Ești chiar adevărat. Dar nu te superi acum pe mine. A fost un prank prietenesc. Doi, m-a sperat, am crezut că Jean a fost... Uitați-vă că e nervoasă pe bune! Mă gândeam că o să filmăm clipul cu aici, cu o vânătaie. Cu o vânătaie aici, nu? Mă gândeam că domnul vrea să-i dea una, adică să-i... Dar oricum, deci a mers din prima vlogă de când ne-a zis domnul. Am zis, mă, perfect, poți să mă leg de chestia asta cu vârsta. Băi, rapide, băi, a fost bomb, vă rog de tot. Deci, a fost ceva impresionant. Arătați, vă rog, filmarea cu eu. Dai puțin să explic asta la oameni. Deci când l-am sunat, vreau puțin să zic ceva. Deci eu când l-am sunat pe John, am ieșit aici, ai văzut că am întârziat mai mult. În timp ce te schimbai, eu de aia nu m-am schimbat, că vorbeam cu John la telefon. Eram pijamale, omul, efectiv. Și a venit pentru mine, și a venit, efectiv, omul ăsta a venit din pat pentru mine ca să iasă prank-ul ăsta. Efectiv, fără nicio experiență de actorie, de nimic. Și am ieșit bombă, rău de tot, sunt prea prank-uitor. Ha! Ha! V-ați luat-o și de data asta. Bam, bam, bam. Ce spun eu oamenilor, Andreea? Nu vreau să dați niciun like la vlog. Cum ați zis? Vă rog, dați deci, like. Jur, deci eu mi-am făcut griji că filmăm restul clipului. Adică oamenii nu vrei să dea oameni? Cu ăsta la ochi, cu vânătaie de la ochi, jur. Așa și trebuia să fie, dar nu s-a întâmplat. Te bucurai dacă îmi luam bătaie? Păi ai văzut că mă băgam chiar aici. Da, am văzut. Eu chiar m-am băgat, făceam așa foarte versus. Foarte drăguță. A, păi acum gata, pregătește-te că îți fac și eu un prank și nu o să se compare cu ăsta. Îți fac un dita adică mai prank pentru adică ziua de azi. Adică eu am făcut o chestie super mică. Deci pregătește-te, nu o să zic când, la ce oră, în ce zi, în ce săptămână, dar atâta zic. Pregătește-te că urmează dita mai prank. Andreea, te priveam cu alți ochi până acum. Acum încep să fii înfricoșătoare, sincer să fiu. Ok, mi-e cam frică. Da, deci nu apăsați butonul de like. Nu l-apăsați, efectiv, nu apăsați. Apăsați butonul de like. Nu. Postăm pe canalul meu de YouTube Răzbunare. Nu mai apăsați.